cu ceva. Casă la voi acolo, acolo trebuia să fie. Vedeți, eu niciodată nu văd cadrul general. Ia să-mi las cadrul general de acum încolo. Globo? În casă. Dar Andreea trebuie să fie dincolo, cred. A, nu e deloc în casă. Are o rană la picior și se doctoricea pe acolo. O, cred că are și la inimă. Nu, cred, Andreea. Pentru că vorbește cu Roxana. Are, are, mai devreme m-a întrebat pe mine dacă e ok ce a făcut Cătălin cu Roxana. Dar cum mi se pare mie, cum văd situația. Și e fix la fel cum a fost la... Ce se întâmplă? Ba, mai rău că era mult mai apropiat Cătălin cu... Zile, vine. M-a întrebat oricum, m-am Daiana să zică. Frate, nu e deloc, deloc. Daiana, că s-a certat cu el. N-ai cum să mai încă, nici energie, nu ai cum să mai încă. Ai cum să la mic la urmă. Ce roșie la față. Dar cine o crede, Bero? Ce e Marius? Zic, referitor la ce a spus dumneavoastră de Cătălin și de Roxana, fix asta m-a întrebat Turcu acum 5 minute, ce părere am despre situația lor, cum au fost de a vorbi și am zis, bă, e mai rău ca la Gabi cu Ligi, pentru că erau mult mai apropiați Cătălin cu Turcu. E mai intrigantă că sunt plecați amândoi. Eu unul i-am spus, eu unul nu aș mai putea avea încredere nici în el, nici în ea. Adică n-ai cum să mai încredere. Dar ei se plac, se vede, se plac în cine loc. La un moment de vii paranoic la orice chestie între ei. Adică ai fi... Dar la vârsta lui, la 30 de ani, el își dă seama dacă îl place sau nu. Roxana și-a și spus că da, și-a dat seama. A zis. Da. Stă bine așa cu pantaloni. Tu n-a zis. Cine pe tine? Turcu. Cine? Ce-a făcut? Cătălin? Da. Cine, măi? Doamna Andreea, eu cred că dacă ce tu zici? Așa mult pe Cătălin, da. Rămânea pe Cătălin de mult. Ce pantaloni? E Turcu! Da. A, știi și tu asta? Ce? Ce zice Gabi? I-a zis că iartă-i Roxana, că era designerul tău, ce pantaloni. Nu, ce... el i-a arătat, nu Cătălin. Nu. Astăzi. Turcu, am crezut că lui Cătălin. Nu! Ce rău, și Turcu s-a schimbat la față. O să-mi zic, i-auzi Turcule. Da. Chiar să iubesc părerea. Ia zi, Turcu, crezi că puterea dragostei se vede și în afară cu Turcu și... cu Turcu. Cătălin și Roxana. Nu este puterea dragostei, doamna Andreea. Vorbiți aiurea, serios. Nu, am pus o întrebare, vorbesc aiurea. Fata e... Păi nu există nimic cu Cătălin. Era în baie în timp ce noi aici aveam o discuție. Eu am înțeles că aveți o discuție. Și acum eu îmi continui ideea. Hai că vine rezultatul. Care e adevărul, doamna Andreea. Dacă vreți să mint, mint. Nu ferească Dumnezeu, eu te-am întrebat. Crezi că este puterea dragostei? Doamna Andreea, nu se plac. Nu se plac. Nu am nicio treabă. Ea l-a înjurat în mesajele alea, îl făcea în toate felurile și eu m-am supărat că el mi-a zis că a vorbit. Ați înțeles? Și abia acum a vorbit cu mine. Am zis, bă, Turcu, de ce... Uite așa, puteam zic, femeia ta mă înjură, îmi zice aia și... Eu cred că ești mai supărat pe Cătălin decât pe Roxana. Păi Roxana l-a înjurat pe el. Și de ce ți-ai dat seama abia acum? Că asta încercam să-ți explic și eu în gală. A fost nervos. În gală eram nervos pentru că m-am enervat mai mult de faza asta, că a fost pervers și nu mi-a zis. A, deci ai fost supărat pe el. Dar ăla cum ți-a părut clipul? Și-ai lovit-o pe ea. Clipul? A, păi ea mi-a zis de câteva zile că el caută tangenții mereu cu ea. Și eram odată la machiaj aici și chiar veneam din spate eu și a dat Cătălin spună mâna așa, a atins-o prima dată pe Diana și avea mâna aici. Și l-a dat spună mâna pistii și așa a tras mâna. Și după aia a văzut că ea și-a tras mâna, după aia a luat-o și pe fata aia de la make-up. Gen să, nu știu, să o scoată. Turcu, haide să nu ne ascundem după deget și ai dădea nas. Da. Deci haide acum, eu te înțeleg. Eu știu, tu vrei să iei apărarea. Ok, dar s-a văzut aici că a dat curs. I-a zis că face genul de ce ar mai sta cu mine dacă îl plăcea? Nu, eu nu, dar... Nu? No, Turcu, te iubește pe tine. Dar i-a dat curs, ai văzut material în care spune că îi face gesturi de iubire. Stai, mă, bărbat. Mă, dar așa i-a zis și lui Gabi. Ar trebui să mai iau de toată casa. Păi și ok? Păi dacă eu ia glumești... Dacă te iubește pe tine, te întreb așa. Păi de-aia nu mai vine aici, că ea să plictisește și de plictiseală glumește. Păi ce-l se joacă cu tine? Păi eu nu pot să mă joc acum, că am problema care am. Acum, de 3 luni? Păi m-am jucat cu ea și ea să... Da, dar Turcu nu se joacă mereu. V-ați împăcat, Turcu? Vreau să descalificați? Nu suntem împăcați, vorbim, așteptăm schimbări din ambele părți. Adică nu e ca și cum noi nu încurajăm iubirea. Ba da, încurajăm, bravo, vă iubiți, dar trebuie să vă și respectați. Ce fel de relații sunt astea? În așteptare. În așteptare. Asta are faza doamna Andreea. Toți. Într-o relație când se greșește de ambele părți, se greșește așa în repetate rânduri, trebuie să iei într-un fel așa să... Mai încetişor.
mai încet să vezi dacă se schimbă treburile. Ce aștepți tu acum de la ea? Nu știu, eu cred că ea face un test pentru mine. Eu cred că dacă făceai tu schemele astea pe care le-a făcut ea cu altă femeie pe aici, era acasă. Asta e clar. Turcu, îți propun așa. Spuneți. După ziua de miercuri, după ce terminăm filmările, să aștept să se pună pe YouTube toată emisia, să intri pe YouTube și să te uiți la toată emisia de miercuri. Tu singurel. Atât îți propun, dacă vrei. Prietenește. Și vei vedea cine către cine face pași. Sau cine face mai mulți pași către celălalt. Adică, la ce vă referiți? Adică noi în gală ți-am arătat un material. Da. Un material. Dar tu miercuri poți să vezi toată acțiunea. De la început până la sfârșit. Eu cred că Diana era cu ea atunci, așa pot să spună mai bine ce s-a întâmplat. Nu cred că era atentă Diana. Nu, dar, Turcu, cel mai bine vezi cu ochii tăi, cel mai bine tragi singur cu ochii. Am văzut, Cătălin a încercat mereu să facă gesturi și ea mi-a zis de multe zile chestia asta și am lăsat-o așa să văd. Nu are rost că nu vrea să... A, deci consider că el este mai vinovat. Păi absolut normal. Și ce faci, că mâine vine înapoi? Ce să fac? N-am apucat să vorbesc cu el foarte mult. Deloc? Am plecat, am fost la spital atunci. Pentru că el a plecat cătă a plecat în țară. Dar care e mai vinovat? Eu știu, pe nu te-am întrebat ieri. Dacă ești și Roxana acasă și Cătălin acasă? Păi ce legătură are cu ce? Întrebam, poate m-am făcut eu acasă. Păi și ce, ăla e la Pitești? Care-i treaba? Am făcut și eu o glumă. O glumă în care n-a avea lucru. Până la capă să le cere Sherlock și așa degeaba. N-a avut același avion. Eu am dar toată lumea face gluma asta. Nu ți-o zic în fața, asta e partea a doua. Toată casa a observat că există o chimie între ei. Dar noi și spunem, Andreea. Vreți să o sunăm pe Roxana, doamna Andreea? Vreți să o sun să vedem ce spune în privința asta? Nici măcar nu-l mai salută când vine aici? Ce vreți să spunem? Normal că e foarte supărat. Doamna Andreea, vreți să o sun să vedem ce părere are despre Cătălin și dacă îl mai bagă în seamă așa cu un salut sau ceva, dacă o să mai vină până absolut aici? Asta a fost înțelegerea voastră. Exact. Nu, 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 asta a concluzionat ea, că a zis că e un tip foarte pervers și vă caută. A, tu și că ea mai zis că nu care să salută și au continuat. O sunați dumneavoastră sau o sun eu? Haide, dar vină încoace tu cu telefonul, să vorbim amândoi cu ea, nu vrei? Când o să se certe ei doi, cred că toată lumea o să-și caute de lucru, o să se uite în altă parte, să pe perete. Dar e prea exagerat. Pentru că prea mult ne-am băgat, ne-am dat cu părerea și tot chiar n-am făcut. N-ai de ce să te bagi, că te bagi da, da, da. Nu, nu, deci chiar nu. Eu am zis că pot să mă bag doar dacă sunt gen în trei în momentul ăla, că să bergă din casă. Eu zic că orice ar face Roxana Turcu o să orice, orice. Tot acolo. Ceea ce e foarte ei s-au certat, s-au bătut, s-au împăcat mereu. Foarte grav. Să iert așa e relația lor. Bună ziua! Nu poate vorbi pe video, s-a cipurat. Îți place bluza asta? Bun. Dragi bluza, măi, înțelegi. Ce treabă ai, dar Roxana? Am treabă, m-am apucat și mai nou de un business cu haine și uite că am reușit și am foarte multă treabă. Doamne ajută, păi și nu vrei să ne arăți în exclusivitate ce e în spatele tău, materialele, stocurile, hainele? Nu pot să vă arăt, este cam dezordine și o să vă arăt mâine când am mai curățenie. Am înțeles că toată lumea spune ceva de Roxana și Cătălin sau care, că nu înțeleg. De uite, Bianca zice că pare așa că te-am mai văzut în comunici, colega ta de emisiune. Te-a văzut așa, Andrei, postază de, în care ai mai fost, de ca și cum îți place de el, vesel, ca și cum ești veselă, ești tot timpul fericită. Cum? De Cătălin sau de cine? Da. Da, da. Prezențial? Da, săracă. Săracă. Am văzut asta pentru că eu, din păcate și din... Da, hai să zicem, din păcate, am râs la glumele lui și tot să uita mereu la fața mea, s-o în continuu și râdea și mă bufnea râsul, că nu puteam să plâng dacă se uita băiatul la mine. Eu am spus de atunci că nici măcar bună n-o să ne mai dăm, da? Și că nu mai avem nicio treabă. Dar am auzit vorbe că vezi, doamne, Roxana s-a văzut cu Cătălin, că nu știu de ce oare, că a plecat Cătălin în țară și am plecat și eu în țară sau cum, că nu înțeleg. Nu, s-a făcut o glumă, sunt amândoi plecați în România. Ok, s-a făcut o glumă, nu mai vreau să am nicio treabă, am zis că nici bună nu mai dau acelui băiat, dacă să interpreteze altceva. Zitare, Andreea Oprică. Nu. Ba da. Zitare, Andreea. Eu n-am înțeles, ce-o zis. Zitare. Nu. Stai un pic, Roxana. Hai mă, spune să râdem și eu. N-am înțeles. Dar eu chiar n-am înțeles. A înțeles că râde. Ai înțeles? Livian. Chiar n-am înțeles. Ziceți să zic o dată, serios, chiar era foarte ușor. Zic o prică. Dar nu e vorba de ceva, e altceva. Doarme. Microfonul auzi. Bine, atunci continuăm aici.
Uite și Andreea Pirui zice că nu doar Cătălin a încercat să se joace cu tine, așa, că și tu te-ai jucat cu el. A, păi, și tu. Da, da, s-a bine. Jucat. Da. Păi te-ai jucat. Eu nu mai am nicio treabă, da. Eu nu mai am nicio treabă cu domnul Cătălin. Doar am ai făcut avut? Cea mai mare greșeală. Nu, cea mai mare greșeală a mea a fost că am râs la glumele lui, sincer vă zic, da? Păi, e, uite, mi-a spus că mi-am promis eu singură să nu mai zic bună, să nu mai salut, fiecare își vede treaba lui. Pentru că dacă am râs la glumele lui, s-a interpretat altceva. Și nu mulțumesc, nu am nevoie de așa ceva. Ok? Bă, sper să fiu destul de clară și fiecare să-și vadă de treaba lui. Pentru că și eu îmi văd de treaba mea și chiar n-a fost nimic. Da, repet pentru a mia oară că eu am fost o fraieră și am zâmbit la glumele lui și că mă făcea să râd. Chiar mă făcea să râd. Vrei să te minți? Vrei să plâng ce vrei să văd? Da, mă făcea să râd, că se uita cu tine la mine și râdea și el. Na. Dar nu o să mai mui și măcar la față, eu să nu mai râd, să mai interpreteze altceva în casa aia. Roxana, te-ai împăcat cu Turcul. Da. Cum? Te-ai împăcat cu Turcul. Nu m-am împăcat cu Turcul, dar vorbim, că este normal să vorbim. A fost iubitul meu până la urmă, e normal să vorbim. Și a cerut iertare. Da, și a cerut și mi-a cerut și iertare pentru greșelile mele pe care le-a făcut și a cerut și lui iertare pentru greșelile pe care le-a făcut. Și cam atât. Și aici când te întorci? Aici o să mă întorc miercuri sau joi, dacă mai sunt primită, dacă nu, asta este, să fiu descalificată. Am foarte multă treabă și în legătură cu acei frați pe care îi știți dumneavoastră și unul dintre ei este la voi în emisiune. E aici lângă mine, vrei să-l salut? Cam atât. Da, nu bună. Am de ce să-l salut, o să se prezinte direct unde trebuie și cam atât. Ia liniște, ce vorbești? Trebuie să lămurez niște chestii. Ce? Mai mult așa, că prea mult și-a permis să-l glumesc din asta și am vrut să văd dacă face el gestul din asta. Și văd că face, caută el materiale cu mine. Cătălin, cu tine? Așa, vă, da, plecat de la și caută cu mine acum, adică treabă. Dar stai că e prietenul tău! Da, oricum, da. Eu nu sunt prieten cu nimeni, cred că am mai zis asta de mult. El susținea că e prietenul. Cine? Turcu, i-a zis că nu e frumos și a făcut. L-am luat și pe Vol și am zis. Da, eram toți prieteni. Am plecat la spital. Auziți, nu este frumos, dar domnul Cătălin a spus în emisiune. Eu dacă vreau timp de 2 luni, o să vezi că după 2 luni o să-l fac praf. Adică, el o să vorbească cu alte fete și nu va mai fi cu mine niciodată. Deci ce prieten ar spune vreodată așa ceva, să fii serios și mult mai multe faze, da? Da, da, glumea. În sensul că dacă stă pe lângă mine 2 luni, las că-l fac eu. Da, las că-l manipulez. Auzi glumea, ca și cum... Ce-a spus Andrei atunci? Am trecut pe lângă ea, m-a sprijinit sau... Era în calea mea, de unde că m-a atins? Da, m-a sprijinit. Și altă fază pe care voi n-ați văzut-o? Da, o să o vedeți. Înainte de gala, când a stat în casă, tăia tornul și o ținea cartonul ăla, cartonul așa la cumuna și dădea cu cuțitul peste dege și râdea ca fraierul în fața mea. Ce sunt astea noastre? Și măcar de seamă și trăgea mâna eu ca să nu cumva să creadă omul altceva. Da. Și mult mai multe fază. Ia ce zice Marius, că el a văzut multe lucruri pe care tu nu vrei să le povestești. Aolo, ce lucruri am văzut? Lucrurile care s-au văzut în gală, despre aia nu vorbești. Atingeri, șuturi în fund, glume, ha-ha, hi-hi. Alo, a fost doar un șut în fund, un șuturi în fund. Vorbește la singular, băiatul. Bă, Roxana, tu niște fază pe care l-au văzut tot. A fost un șut în fund, da, și el a făcut mai multe faze, nu eu. Mariu, sustică și ei. Nu te auzi de nas, alo, nu te auzi de nas. Lasă că n-auzi de nas. N-auzi de buze, poate, că de nas auzi, dar de buze eu nu te cauzi. Eu cred că și mine buze. Stai liniște acolo, parcă... Lasă, frăjile astea, că tu când ai argumente, o dai în nas. Tu când ai argumente, o dai în nas. I-a dat doar un picior în fund, mă, frate. S-a zis că... Ea când are argumente, o dă în nas și în chelie. Lasă nasul și chelia. Tu zici ce faci acolo, că se vede la televizor. Nu păcălești pe nimeni, îl păcălești pe iubitul tău, din păcate. Îl faci pe el, îl faci pe el să se întoarcă împotriva ăluia. Nu că n-are și ăla o vină, dar vina e cel puțin egală. Cel puțin egală. Dar ce zice? Că eu nu-l aud, Andrei, vorbesc. Că vina este egală, că și ție ți-a plăcut să te joci, mai pe românește. Că mi-a plăcut să mă joc? Da. Păi da, și poate am greșit în ceea ce a făcut și mi-a dat seama și a recunoscut în fața iubitului și a zis că nu o să mai primi nici măcar un bună, nu o să mai răspună nici măcar un bună. Altceva, ce mai vrea să nu, mă, dar la modul nu eu pun ăla în cârcă, că ăla nu s-a jucat singur de nebun. Păi nu, mă, Marius, ăla putea să-mi spună, ai înțeles? Asta e altceva, asta e vina lui, vis-a-vis de lui. E vina lui, e vina lui, vis-a-vis de tine ca prieten. Dar și prieten. Ce s-au jucat ei? Și prieten, frate, că ăla e pervers, să lasă ca lângă mine. Asta e treaba voastră de prieten, corect. Asta e problema voastră. Da, n-ai zis că a venit treaba. Că a venit într-o seară și ți-a... Grijă că Roxana și-o caută pe mine. Da, păi nici nu mai știu dacă o zis sau nu. Da, a, nu, o zis în cameră că, bă, că eu caut să nu mă cer cu Roxana sau să am discuții cu ea și a zis că i-am râd din nas sau ceva de genul. Ea caut în continuare. Ceva bă, el se uită la mine și mă face sără și eu râdeam. Mi-a zis că asta e greșeala mea, că am râs ca frere. Așa, poate omul a crezut altceva, normal. Dar
când îi spuneai lui Cătălin că ești foarte atent când mergi la el, la băieți, mă rog, când mergi în casă, la băieți, la ce te referai? Spuneai că ei observa degetele de la picioare, mă rog, intrai acolo în detalii. Și a zis, Cătălin, direct așa, de ce zice? Dar nu aveam cum să-l vede omul ăla despre că s-a omorât.